Prima lui minciună, Robby a spus-o când avea 7 ani. Maică-sa i-a dat o bancnotă veche și mototolită și l-a rugat să se ducă să-i cumpere de la băcănii un pachet de chent lung. Cu banii aceia, Robby a cumpărat înghețată. Monedele pe care le-a primit ca rest le-a ascuns sub un bolovan mare alb în curtea din dosa clădirii în care locuiau și când s-a întors acasă, i-a povestit maică-sii că un băiat roșcovan fioros, căruia îi lipsea un dinte din față, l-a oprit pe stradă, i-a ars o palmă și i-a luat bancnota. Ea l-a crezut. Și de atunci Robby n-a încetat să mintă. Când era în liceu, a plecat la Eilat și a zăcut acolo pe plajă aproape o săptămână, nu înainte să-i fi vândut dirigintelui clasei o poveste cu o mătușă de la Berșeva care se îmbolnăvise de cancer. În armată, mătușa asta imaginară devenise de acum oarbă și îl ajuta pe Robby să iasă dintr-o încurcătură urâtă cu absențe, fără arest și chiar și fără o consemnare în cazarmă. La serviciu și-a justificat odată o întârziere de 2 ore cu o minciună despre un câine ciobănesc pe care l-a găsit călcat de mașină la o margine de drum și l-a dus la veterinar. În minciuna lui Robby, câinele a rămas cu 2 labe paralizate și întârzierea a fost trecută cu vederea. Multe minciuni i-a fost dat lui Robby el Grably să mintă în viața lui. Minciuni schiloade și bolnave, violente și rele, minciuni cu picioare și pe roți, minciuni cu jachetă și minciuni cu mustață. Minciuni pe care le înscocea într-o clipă fără să-i dea prin cap că vreodată o să trebuiască să revină și că o să trebuiască să le mai întâlnească vreodată. Totul a început cu un vis. Un vis scurt și pâclos în care a apărut răposata maică-sa. În vis, ei ședeau împreună pe un covoraș în mijlocul unei suprafețe albe în care nu se deslușeau niciun fel de amănunte, care arăta parcă n-ar fi avut nici început și nici sfârșit. Lângă ei, pe nesfârșită întindere albă, era un automat pentru gumă de mestecat, un automat de tip vechi, cu partea de sus transparentă și cu un orificiu în care pui o monedă, pe urmă învârți un mâner și capeți o gumă de mestecat rotundă. Și în vis, mama lui Robby a spus că această lume de apoi începe de acum să scoată din minți, fiindcă oamenii de aici sunt buni, dar nu se găsesc țigări. Nu numai țigări nu sunt, nici cafea nu e. Nu există programul 2 al vocii Israelului, nimic nu e. Tu trebuie să mă ajuți, Robby, a spus ea. Trebuie să-mi cumperi gumă de mestecat. Eu te-am crescut, fiule. Toți anii ăștia eu ți-am dat totul și nu ți-am cerut niciodată nimic. Dar acum a venit timpul să înapoiezi ceva bătrânei tale mame. Cumpărăm niște gumă de mestecat rotundă, dacă se poate roșie. Dar nu-i nimic dacă iese albastră. În vis, Robby și-a scormonit iar și iar toate buzunarele, dar n-a găsit. A căutat o monedă, dar n-a găsit. N-a, mamă, a spus el printre lacrimi. N-am monezi. M-am căutat prin toate buzunarele. Ca unul care nu plângea niciodată când e treaz, era ciudat să plângă în vis. Ai căutat și sub bolovan? A întrebat maică-sa și i-a cuprins mâna în mâna ei. Poate că mai sunt încă acolo. Și atunci s-a trezit. Era într-o sâmbătă la 5 dimineața. Afară era încă întuneric. Robby s-a pomenit urcându-se în mașină și conducând spre locul în care crescuse pe când era copil. Sâmbătă dimineața, șoseaua nu era aglomerată, i-au trebuit mai puțin de 20 de minute să ajungă. La parterul clădirii, unde odinioară fusese băcănia lui Plissken, se deschisese un magazin totul la $1. Și lângă el, în locul magazinului de încălțăminte, era acum un outlet de telefoane mobile care oferea upgrade-uri pentru modelele vechi, ca și cum n-ar mai fi fost și o zi de mâine. Dar clădirea rămăsese aceeași clădire. Trecuseră mai bine de 20 de ani de când plecaseră de acolo și nici măcar nu fusese sugrăvită. Și curtea rămăsese aceeași curte, cu câteva flori, o cișmea, un contor de apă ruginit și o mulțime de buruieni. Și într-un colț al curții,
Lângă barele de pus rufe la uscat pe care în fiecare an se puneau toamna crengi de palmieri ca să devină acoperiș pentru coliba de sucot, se odihnea bolovanul cel alb. Stătea acolo în curtea din dosa clădirii în care copilărise, purta o geacă îmblănită, ținea în mână o lanternă mare de plastic și îl încerca un sentiment ciudat. 5:30 dimineața, sâmbătă. Dacă să presupunem, ar fi ieșit un vecin, ce ar fi spus? Răposata maică-mea mi-a apărut în vis și m-a rugat să-i cumpăr niște gumă de mestecat rotundă, așa că am venit aici să caut monezi. Era ciudat. Era ciudat și că bolovanul încă mai era acolo, după atâția ani. Cu toate că, dacă stai să te gândești, bolovanii nu obișnuiesc să o ia din loc de la sine. A ridicat bolovanul oarecum cu teamă, ca și cum s-ar fi putut ascunde sub el vreun scorpion. Dar nu era de desubtul niciun scorpion și niciun șarpe sau monezi, doar o groapă cât un pomelo din care țâșnea lumină. Robi a încercat să privească în groapă, dar lumina l-a orbit. A șovăit o clipă și apoi a întins mâna înăuntrul gropii, tot brațul, până la umăr. S-a lungit pe pământ și s-a căznit să atingă ceva, fundul gropii. Dar groapa n-avea fund și singurul lucru pe care a reușit să-l atingă se simțea ca un metal rece, ca un mâner. Un mâner de automat pentru gumă de mestecat. Robi a răsucit mânerul cu toată puterea și a simțit că mașinăria mecanică îl ascultă. Acum venise clipa în care o bucățică rotundă de gumă de mestecat urma să se rostogolească în afară, să facă tot drumul dinspre măruntaiele metalice ale automatului până în palma copilului care, cuprins de emoție, o aștepta nerăbdător. Acum venise clipa în care toate astea trebuiau să se întâmple, dar nu s-a întâmplat nimic. Și în clipa în care Robi a terminat de răsucit mânerul automatului, el s-a pomenit acolo. Acest acolo era un alt loc, dar și acesta cunoscut. Locul din visul în care apăruse maică-sa. În întregime alb, fără pereți, fără podea, fără tavan, fără soare. Numai alb și un automat pentru gumă de mestecat. Un automat pentru gumă de mestecat și un puști. Roșcovan scund și urât, pe care Robi izbutise cumva să nu-l observe până atunci. Și înainte ca Robi să apuce să-i zâmbească puștului sau să zică ceva, roșcovanul îi și trăsese un șut zdravăn în picior de lângă genunchease. Acum, când era în genunchi și sufocat de durere, Robi și băiatul acela erau exact de aceeași înălțime. Roșcovanul îl privea pe Robi în ochi și cu toate că Robi știa că nu se întâlniseră niciodată, băiatul ăsta era întrucâtva cunoscut. Cine ești tu? L-a întrebat el pe băiatul roșcovan care stătea în fața lui și gâfâia. Eu? A zâmbit roșcovanul cu un zâmbet răutăcios care dezvelea un dinte din față lipsă. Eu sunt prima ta minciună. Robi a încercat să se ridice. Piciorul în care îl lovise roșcovanul îl durea îngrozitor, iar roșcovanul o tulise de mult. Robi a cercetat îndeaproape automatul pentru gumă de mestecat. Printre bucățelele rotunde de gumă de mestecat se ascundau bile de plastic semi-transparente care înăuntru aveau surprize. S-a scotocit prin buzunare căutând o monedă și și-a amintit că puștul roșcovan apucase să își înșface portofelul înainte să o ia la fugă. Robi a început să șchioapete fără să știe încotro, fiindcă pe suprafața albă nu era niciun punct de reper în afară de automatul pentru gumă de mestecat. Singurul lucru pe care putea să-l facă era să încerce să se depărteze de el. La fiecare câțiva pași își întorcea capul ca să se încredințeze că într-adevăr automatul devenea mai mic și odată când și-a aruncat privirea înapoi, a văzut un câine ciobănesc și alături de el un om bătrân și slăbănoc cu un ochi de sticlă și amândouă mâinile ciuntite. Pe câine l-a recunoscut numai decât după felul în care înainta pe jumătate târâși, pe când labele din față trăgeau după ele cu mare efort bazinul lui paralizat. Acela era câinele din minciună, cel călcat de mașină. Câinele care gâfâia de efort și de emoție părea bucuros să-l vadă.
îi lingea mâna lui Robi și ațintea asupra lui o pereche de ochi strălucitori. Pe omul cel pirpiriu, Robi n-a izbutit să-l identifice. Bătrânul a întins câligul care era montat pe ciotul mâinii lui drepte pentru chipurile o strângere de mână. Robi, a spus Robi și i-a dat din cap că da, așa e. Igor, s-a recomandat bătrânul și cu unul dintre câlige l-a bătut pe Robi pe spate. Ne cunoaștem? A întrebat Robi după câteva clipe de tăcere și ovăitoare. Nu, a răspuns Igor și a ridicat lesa câinelui cu ajutorul unuia dintre cârlige. Eu sunt aici din cauza lui. Te-a adulmecat de la mulți kilometri departare și s-a emoționat grozav. A vrut să venim încoace. Adică între dumneata și mine nu e nicio legătură, a spus Robi cu un sentiment de ușurare. Între mine și tine, a spus Igor, nu și nu, eu sunt minciuna altcuiva. Robi ar fi vrut foarte tare să-l întrebe pe Igor a cui minciună e, dar nu era sigur că era politicos să pună întrebarea asta acum. În general, voia să-l întrebe ce anume exact e locul ăsta și dacă mai sunt aici mulți oameni sau minciuni sau cum și-or fi zicând în afară de el, dar s-a temut că și asta ar fi fost o întrebare cam delicată. Așa încât în loc să vorbească, a mângâiat câinele schiloda lui Igor. Câinele era blând. Părea că se bucură foarte mult să-l întâlnească pe Robi și lui Robi s-a făcut milă de câinele schilod și s-a simțit vinovat că n-a născocit atunci pe loc o minciună care să însemne mai puțină suferință și să fie mai puțin dureroasă. Automatul pentru gumă de mestecat l-a întrebat pe Igor după câteva minute. Cu ce monezi funcționează? Cu lire, a spus bătrânul. A fost aici din aur un copil, a spus Robi. Mi-a furat portofelul. Dar chiar dacă mi l-ar fi lăsat, n-avea în el lire. Un copil fără un dinte? A întrebat Igor. Ticălosul ăsta fură de la toată lumea. Până și câinelui îi mănâncă bobițele Bonzo. La noi în Rusia, un copil ca ăsta ar fi fost scos în chiloți și maiou în zăpadă și adus înapoi în casă abia când i s-ar fi învenețit tot trupul. Igor a arătat cu unul dintre cârlige spre buzunarul lui de la spate. Am câteva lire, ia de acolo, cadou de la mine. Jenat, Robi a scos o monedă de o liră din buzunarul lui Igor și după ce a spus mulțumesc, a încercat să-i propună în schimb ceasul lui Swatch. Mulțumesc, a zâmbit Igor, dar ce-mi trebuie mie un ceas de plastic? Și în afară de asta, eu niciodată nu mă grăbesc nicăieri. Și când a văzut că Robi caută altceva să-i dea în locul ceasului, s-a grăbit să-l liniștească. Eu oricum îți sunt dator. Dacă nu era minciuna ta cu câinele, aș fi fost aici singur de tot, așa că sunt închit. Robi a șchiopătat grăbit înapoi spre automatul pentru gumă de mestecat. Locul unde lovise copilul roșcovan încăldurea, dar mai puțin. A băgat lira în automat, a tras adânc aer în piept, a închis ochii și a răsucit repede mânerul. S-a trezit, lungit pe pământ, în curtea clădirii celei vechi. Zorii începuseră de acum să coloreze cerul în nuanțe de albastru închis. Robi și-a tras pumnul strâns din groapa adâncă și când l-a desfăcut, a găsit acolo o gumă de mestecat rotundă, roșie. Înainte să plece, a pus bolovanul înapoi la locul lui. Nu s-a întrebat ce anume se întâmplase acolo în groapă? S-a urcat numai în mașină, a băgat în marșarier și a plecat. Guma de mestecat roșie a băgat-o sub pernă pentru maică-sa dacă o să se întoarcă în vis. În primele zile, Robi încă s-a mai gândit la toate astea o mulțime. La locul acela, la câine, la Igor, la alte minciuni de ale lui cu care avusese noroc să nu se întâlnească. Minciuna aceea ciudată pe care i-a spus-o odată lui Ruti, prietena lui de dinainte, când n-a venit la cina de vineri la părinții ei, minciuna despre o nepoată de-a lui, care locuiește în Netania și are un soț violent și cum acela o amenințase că o să o omoare și Robi a trebuit să se ducă acolo ca să potolească spiritele. Nici până în ziua de azi n-are habar de ce născocise povestea asta aiurea. Poate că s-a gândit atunci că dacă o să născocească o poveste complicată și strâmbă, cu cât povestea o să fie mai încurcată, cu atât o să creadă ea mai mult. Sunt oameni care,
când nu se duc la cina de vineri, spun pur și simplu că i-a durut capul. Dar din cauza poveștilor răstura ale lui, trăiau acum, nu departe de locul acela, într-o groapă în pământ, un soț nebun și o nevastă bătută. Nu s-a întors la groapă, dar ceva din locul acela a rămas în el. La început a mai continuat să mintă, dar minciuni din cele pozitive, în care nu se bate sau se șchioapătă sau se agonizează de cancer. Întârzia la serviciu pentru că trebuia să ude ghivecele în locuința mătușesii care plecase să-și viziteze în Japonia fiul care reușise în viață. Nu s-a dus la sărbătorirea zilei de naștere a unei fetițe, fiindcă o pisică fătase lângă ușa lui și trebuise să se ocupe de pisoi, chestii dintre astea. Dar problema cu toate minciunile astea pozitive era că se dovedeau mult mai greu de născocit. Cel puțin cele menite să sune veritic. În general, când le povestești oamenilor ceva rău, ei cred imediat tot ce le spui, le se pare normal. Dar când născocești lucruri bune, tind să fie bănuitori. Și așa, încetul cu încetul, Robi s-a trezit mințind mai puțin, mai ales de lene. Și cu timpul se și gândea mai puțin la locul acela, la groapă. Până în dimineața, în care a auzit-o pe coridor pe Natasha de la contabilitate, stând de vorbă cu șeful secției. Îl ruga să o lase să plece într-un concediu urgent de câteva zile, fiindcă unchiul ei, Igor, făcuse un infarct. Un om necăjit, un văduv fără noroc, care și-a pierdut cele două mâini într-un accident de circulație în Rusia. Și acum i se întâmplase infarctul ăsta și el e atât de singur și neputincios și șeful secției a aprobat concediu. Și Natasha a intrat în biroul ei ca să-și ia poșeta și a ieșit din clădire. Robbie a urmărit-o până la mașina ei. Când s-a oprit să scoată cheile din poșetă, s-a oprit și el. Ea s-a întors spre el. Dumneata lucrezi la achiziții? I-a spus. Ești asistentul lui Zaguri, nu-i așa? Da, a dat din cap Robbie, mă cheamă Robbie. Ca să vezi, Robbie, a spus Natasha și a zâmbit cu un zâmbet rusesc nervos. Și care-i problema? Ai nevoie de ceva? E în legătură cu minciuna pe care i-ai zis-o șefului, a bâiguit Robbie. Eu îl cunosc. Te-ai ținut după mine tot drumul până la mașină numai ca să mă acuz că sunt mincinoasă? A mărâit Natasha. Nu, s-a apărat Robbie. Zău că nu te acuz de nimic. Că ești mincinoasă e ok și eu sunt mincinos. Dar pe Igor ăsta din minciuna dumitale eu l-am cunoscut. E un om de aur. Și dumneata, scuză-mă că spun asta, e inventat de acum destule necazuri. Așa că voiam numai să spun că vrei să te dai puțin mai încolo? I-a tăiat vorba Natasha cu răceală. Nu pot să deschid portiera. Știu că sună fantezist, dar pot să dovedesc ce spun, s-a stresat Robbie. Lui Igor îi lipsește un ochi, adică are numai un ochi. Odată ai mințit și ai spus că și-a pierdut un ochi, nu-i așa? Și Natasha, care se suia de acum în mașină, s-a oprit. Pe asta de unde ai scos-o, a spus ea bănuitoare. Ești prieten cu Slava? Nu cunosc niciun Slava, a băiguit Robbie. Nu-l cunosc decât pe Igor, pe cuvânt. Dacă vrei, pot să te duc la el. Stăteau în curtea din dosa clădirii. Robbie a mutat bolovanul, s-a întins pe pământul umed și a băgat mâna în groapă. Natasha stătea lângă el și se uita. El a întins mâna liberă și a spus, ține-mă bine. Natasha s-a uitat la bărbatul care era culcat la picioarele ei. 30 și ceva de ani, arătos, îmbrăcat cu o cămașă albă curată, proaspăt călcată, care de fapt acum era mai puțin curată și mai puțin proaspăt călcată, cu un braț vârât în groapă și cu obrazul lipit de pământ. Ține-mă bine, a repetat el, iar ea nu putea să nu se întrebe în timp ce întindea mâna cum de dă ea întotdeauna peste scrântiți din ăștia. Când a început să-i toarne toate prostile lui lângă mașină, s-a gândit că poate e un fel de umor din acela tipic israelian, ca la emisiunea de farțe, dar acum înțelegea că tipul cu ochii blânzi și surâsul genat e scrântit de-a bine. O ținea strâns de mână. Au rămas așa neclintiți preț de o clipă, el întins pe pământ și ea în picioare lângă el, puțin aplecată, cu o privire derutată. Ok, a șoptit Natasha cu voce gingașă, aproape o voce de infirmieră. Uite că ne ținem de mână. Și acum ce? Acum, a spus Robbie,
eu am să răsucesc mânerul. Le-a trebuit mult timp ca să-l găsească pe Igor. La început au nimerit peste o minciună păroasă și cocoșată, probabil a unui argentinian, o minciună care nu știa o vorbă ebraică. Și pe urmă peste o altă minciună a Natașei, un polițist habotnic, pisăloc, care s-a îndărătnicit să-i rețină și să le controleze actele, dar nu auzise de Igor în viața lui. Cine i-a ajutat în cele din urmă a fost nepoata bătută a lui Robi, cea din Netania. Au găsit-o hrănind pisoii mâței din ultima lui minciună. Nepoata asta nu-l văzuse pe Igor de câteva zile, dar știa unde e de găsit câinele lui. Iar câinele, după ce i-a lins mâinile și obrazul lui Robi, a fost bucuros să-i conducă la patul stăpânului lui. Igor nu era bine deloc. Era gălbejit cu totul și nădușea într-una. Dar când a văzut-o pe Natasha, a zâmbit cu un zâmbet uriaș. Era atât de bucuros că a venit să-l viziteze, încât s-a încăpățânat să se ridice și să o îmbrățișeze, cu toate că abia dacă îi zbutea să se țină pe picioare. Și atunci când a îmbrățișat-o, Natasha a izbucnit în plâns și i-a cerut iertare, fiindcă Igor ăsta era el o minciună, dar era și unchiul ei. Un unchi pe care îl născocise, ce-i drept, dar totuși unchi. Și Igor i-a spus că n-are de ce să-i ceară iertare și că viața pe care a născocit-o pentru el poate că n-a fost întotdeauna ușoară, dar el s-a bucurat de ea clipă de clipă, așa că nu trebuie să-și facă griji, fiindcă față de accidentul de tren de la Minsk, fulgerul care l-a trăznit la Vladivostok și mușcăturile unei haite de lup turbați în Siberia, infarctul ăsta era floare la ureche. Și când au ajuns înapoi la automatul pentru gumă de mestecat, Robi a pus în orificiu o monedă de o liră, a luat mâna Natașei în mâna lui și i-a cerut ei să învârtă mânerul. Când au ajuns din nou în curte, Natașa a găsit în palmă o bilă de plastic și înăuntru o surpriză, un medalion de plastic aurit și urât în formă de inimioară. Știi ce? I-a spus ea lui Robi. Trebuia să plec în seara asta în Sinai pentru câteva zile cu o prietenă, dar mă bate gândul să contramandez și să mă întorc aici mâine și să-l îngrijesc pe Igor. Vrei să vii și tu? Robi a dat din cap că vrea. Știa că pentru ca să vină cu ea a doua zi o să trebuiască să născocească o minciună la serviciu și cu toate că încă nu proiectase ce minciună anume, știa de pe acum că o să fie o minciună voioasă și că o să fie în ea multă lumină, flori, soare și cine știe, poate chiar câțiva prunci surzători. Lyland, de Edgar Keret.